La Centrul Eparhial din Timișoara a avut loc marțea aceasta finalizarea cursurilor pentru obținerea gradelor profesionale în preoție pentru personalul clerical din eparhiile Timișoarei, Aradului și Caransebeșului. Cei 19 candidați au susținut probele orale și scrise ale examenului în fața unei comisii alcătuite din profesori de specialitate de la centrele universitare zonale și prezidată de înalt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. Timp de o săptămână, mai precis 6 zile, în perioada 31 august și 5 septembrie, s-au desfășurat cursurile de pregătire a preoților și a diaconilor pentru obținerea gradelor profesionale în preoție definitivă și gradul 2, iar de atunci s-au scurs aproximativ 3 săptămâni, așa încât ziua de astăzi a fost dedicată evaluării acestora, în urma căreia vor primi certificatele de definitivată, respectiv gradul 2. Candidații au trebuit să facă dovada deprinderii unor cunoștințe teologice interdisciplinare și pastoral-misionare. Ne confruntăm în ultima vreme cu o societate postmodernă, o societate care impune bisericii teme precum sinuciderea, incinerarea, problema familiei, problema păcatelor care dezintegrează familia, prezența în societate a bisericii într-o lume seculară. Deci toate temele acestea, secularitatea, modernitatea, postmodernitatea, atitudinea și locul preotului în o astfel de lume, necesită dialog, necesită cursuri, necesită pregătire și preoții noștri sunt chemați periodic pentru a fi în pas cu răspunsuri pertinente la problemele vremii. Orice absolvent de teologie și orice absolvent al învățământului universitar care se respectă nu poate spune că odată cu încheierea studiilor procesul de formare și documentare a luat sfârșit. Prin urmare, gradele profesionale din preoție se pliază pe observația care am făcut-o mai înainte. Obținerea gradelor profesionale, definitivat 2 și 1, este obligatorie și reprezintă o formă continuă de perfecționare a pregătirii clerului.